Iată, Cătălina Grama sau Jojo și Paul Ipate se declară printre cei mai fericiți părinți și printre cei mai ocupați. Cu toate astea, Jojo are timp pentru un proiect la care ține foarte mult, videoblogul ei. Despre asta și despre alte proiecte de suflet ne vorbește imediat. Da, înainte hai să vedem cum este cu videoblogul, care are și un nume sugestiv, Mami de la A la Z, și apoi Jojo, frumoasa Jojo, vine aici în platou. Prima plimbare a lui Zoricel cu telecabina. Cine-i montanier de-a mea? Un tanierul care doarme. Mergem pe munte și stăm în marsupii la mami aici, da? Așa stă fata cu minte, da? Ia! Ia! Hai, acum haide, alte scări. Haide, treci mai. Stai că n-am cum. Bună ziua! Vlogul este un proiect de suflet al lui Jojo, așa că se ocupă singură de el. O ajută doar soțul Paul Ipate, nu are nicio echipă în spate. Uite cum începe campania, toți în mașină, nu? Avem super echipă după noi. Make-up, hairstyle. Merca, așa, așa, Cătălina Grama. Da, sunt toți aici în spate și imagine, nu... regie, producție, Paul Ipate. Ar fi, da? Culmea ca să mă bag și la make-up pe viitor. Noi vrem să plecăm de aici, dar nu se poate. Nu, spune că pozam și filmam, da. Și brusc au oprit patru mașini. Au oprit toți oamenii. Întremură și camera. Ce? Da, nu mă bagă nimeni în seamă, eu vreau să plec și... Fiți amabil, aș putea să ies și eu, vă rog frumos? Mi-e Paul, pentru că tu nu vezi ce se întâmplă aici. Excuse me? Sorry? Ma'am? Excuse me? Stai că vin și ei. The... Genial. Cu doi copii acasă și cu responsabilitatea de a filma în permanență pentru vlogul lor, cei doi părinți găsesc mai rar momente doar pentru ei. Să fim și noi romantici, măcar o dată. Știi că suntem în mușuraie de furnici, ne-am așezat. Nu mă interesează, ăsta e momentul meu de romantism. Tu mai băga asta pe față. Eu nu bag nimic pe față, ele vin. Dă-i la o parte. Așa, acum să stăm în liniște, hai. Hai, că se duce romantismul cu furnicile, hai să nu. Bine, hai. Mai nou și vedeta videobloggingului, nu doar în showbiz, acum și pe internet, Cătălina Grama sau Jojo! Mulțumesc și tu. La machiaj n-ai vrut să mă pup pentru că ai zis că ești răcită și că se îmbolnăvesc copiii. Păi da, dar m-am gândit să-ți dau virus și în direct. Am adică... înțeles, să fie în fața tuturor. Aici n-am scăpat dacă te-ai întins spre mine. Ce faci, Jojo? Lasă-mă să te conduc frumos. Pe care frumos dintre canapele? Atâtea pe canapele. Care vrei tu? Prima canapea, a doua pe canapea. Pe a doua canapea, pe prima. Hai pe prima canapea să stăm aici pe de povești. Canapea. Ce faci, Jojo? Fac foarte bine, mulțumesc. M-am obișnuit cu programul nou de somn, respectiv mă culc undeva pe la între 9:30 și 10 seara și mă trezesc la 5. Dom'le, sunt aproape călugăr budist. Exact. Mai am un pic și mă trezesc de dimineață, dacă o să mănânc și un bol de orez pe zi, zero, nu? O să fiu în nirvana direct. O să a început fiu, clasa 0. A început clasa 0, da, asta spun. Exact. Așa că... Făcut băgăjuțul, puse de cu seară, de cu seară, hainele exact, de cu seară, dar dimineața mereu se întâmplă elemente noi. Cunoaștem, cred că știi, frate, prea bine, cunoaștem, nu? Cunoaștem. Încă n-am filmat pentru vlog, dar urmează. Achim, apropo, e clasa 0, iar da, mai devreme am văzut-o pe micuța Zora. Zora are 8 luni și jumătate. Aproape 9 luni. Foarte. Doamne, dacă mergea și Zora undeva, cred că era prea mult. Să spun ceva, în câțiva ani va merge și ea. Asta este. Deci crede-mă. Mă înspăimântă ideea asta și mă gândesc
credeți, domnule, și ce mă fac atunci, dacă acum e atât de complicat? Ideea e felul următor, Jojo. Ne obișnuim cu trezitul pentru primii. Așa, și apoi ne antrenăm și apoi o să continuăm tot așa, o să ținem tot așa, pentru că... Băi, nu știu ce faceți voi, dar eu m-am gândit să mai fac un copil. Bate, Paul, bravo, mă! Mai fac. Bine, Paul nu e de acord cu chestia asta, da? Cum? Paul nu e foarte de acord cu chestia asta, dar nu-l anunțăm e pe foarte el. Mișto. Da. Băi, și mie mi se pare. M-am gândit așa că, știi, după doi e mai simplu, al treilea, al patrulea, al cincilea. Deci, glumesc. Nu, dar măcar trei, așa. Dacă nu, măcar doi, secundă. Asta e, știi? Oameni buni, Jojo în premieră vrea să ne spună că... Da, că m-am gândit să mai fac un copil. Bine, nu eu sunt persoana gravidă despre care vorbeai. Nu mi-e poftă de cozonaci. N-am. Nu vreau la, cum ai zis, cozonocărie? La, nu știu cum se zice. Unde se fac cozonaci, cum se numește? Păi nu știu, patiserie. Un fel de... Cozonocărie. Cofetărie, patiserie. La cozonocărie, așa. Las-o așa. O cozonocărie, la. Așa, bun. E celebru. Dacă stai aici și nu știu, dacă ajunge Nea Vasile, nu știu de săracul, dacă se uită la televizor, are bine, un televizor bine. Mic, așa, sport, are super. O cozonocărie de asta, patiserie, lângă spitalul Colentina pe colț. Băi, dar ce loc mișto. Bă, da, exact. Adică, ce avem mâine? O operație. Hai, bă, să mai mănânc super, un cozonac. Super, să-mi luăm un cozonac, da. Exact. Nu, dar omul face niște cozonaci senzaționali. O să vezi. Bine, să-mi dea și mie. Te ispitesc. Ispitește-mă. Dar până una alta vă spunem că puteți să mergeți pe internet să o vedeți pe Jojo, pe da. Vlogul ei, care vlog, bă, băiatule. Da, să pot să vadă toate filmulețele noastre pe canalul meu de YouTube, Cătălina Grama Jojo, sau pe Facebook, Jojo Cătălina Grama, sau la Paul pe Facebook, Paul Ipate, mă rog, ne găsiți voi. Dacă-l vedeți pe primul, o să le vedeți și pe celelalte. Mami de la A la Z. Se numește, na, joaca noastră, care vine din realitate până la urmă, că e realitatea, adică 100%. Adică tot ce acolo pe vlog e o realitate noi nu, care noi te nu. Poate și ajuta. Deci știi cum am început? Am început așa. Am zis, domne, oamenii din viața mea, prietenii mei din comunitățile mele, vor să vadă și ceva mai viu. Și am zis, hai să facem video. Și am început în joacă, după care el s-a tot dezvoltat. Știi? Și acum, uite, vorbim despre asta deja. Dar e ceva foarte și frumos la urmă. E foarte real totul, nu planificăm nimic, nu ne propunem niciun subiect. Ce iese, iese. Am plecat la munte, filmăm, nu știu, ne trezim dimineața la 5, apropo de ce ziceam, filmăm. Depinde, dar știi? Nu vă puneți mai bine niște camere de filmat în toate colțurile case? Cum ar fi? Ar fi mai mișto, dai play și trebuie gata. Trebuie și un om la butoane acolo, știi? Îți dai seama ce clip eu, ar fi? Eu cred că acolo se va ajunge în câțiva ani. Băi, sper să nu se ajungă păi chiar uite-te acolo. Cum e Instagramul. Pe Insta Story vezi viața unui artist sau unei persoane în 15 secunde. Da, ai văzut tot. Uite, și eu nu m-am filmat cu tine și vezi, am pierdut. Ah, am pierdut momentul. Da. Ce face Paul? Paul este foarte bine. De duminică începe Fort Boyard. 1 octombrie, da? Să vă uitați la Fort Boyard, Fort Boyard care ne-a întrerupt vacanța, așadar îl așteptăm cu mult drag și plăcere. Vorbeam ceva mai devreme la machiaj, toți mă întrebau ce știu despre Fort Boyard. Dom'le, nu știu nimic, pentru că noi eram în vacanță când era filmat. Ni s-a stricat și mașina, am povestit și pe blogul meu și peste tot. Lucruri normale. Așa, am rămas acolo 8 zile în plus, respectiv când Paul s-a întors, totul era... Praf. Da, mașina nu mergea, trebuia să găsim cazare, s-a întors într-un punct critic, n-a apucat să-mi povestească despre Fort Boyard decât foarte puține lucruri, dar știu că este spectaculos, am văzut și eu da. Promourile. Ți-aduce aminte mai de mult când era la ProTV? Băi, da, mi-aduc aminte. Când era cine la ProTV? Fort Boyard. Este o producție extraordinară, eu mă uitam când eram. Și era da, la ProTV, da, da, da. Abia așteptam să văd probele și să vedem ce da, se era întâmplă. La ProTV, da, asta nu mi-am amintesc. La ProTV, da, da, la ProTV, da, da. Bun. La începuturi, acum vreo... La începuturi. Aproape 20 de ani, da. Era o producție extraordinară și te ținea așa cu sufletul la gură, știi? Normal. Acum mă gândesc că văzându-i pe unii dintre colegii și prietenii noștri o să fie și mai... Și mai de pe 1 octombrie, oameni da. Buni, super show la ProTV, o să vedeți despre ce este vorba. Dar da. Vă spunem că până urmăriți pe Jojo, mamă de la A la Z, pe videoblog, puteți să o vedeți la teatru. Bineînțeles. Jojo vă așteaptă la M-am teatru. M-am întors pe scenă. Scena e viața mea, din 15 octombrie la Godot. Da, din 15 octombrie la Godot, alături de colegii mei de la Serviciul Român de Comedie, trupa lui Tony Grecu se reîntoarce, full season, facem cât un... O zi din viața mea se numește piesa. O zic din viața mea. O zic? Nu e piesă, e spectacol. O zic din viața este mea. Este cumva continuarea lui Multifuncționalii, se va numi cum... O zic din viața mea. Zic, așa e? O zic va fi cu un C la final. O zic din viața mea, adică ți-o povestesc din viața mea, domnule. Și începe așa cu foarte multă sinceritate. Nu o să vă povestesc multe lucruri, dar pot să vă spun că la început de spectacol eu chiar o să vă povestesc o zi din viața mea și o să o zic din viața mea. Din că 15 nu se octombrie poate. Mergem și alături la teatru. Alături de Cosmina Tanticu, Claudiu Maier, Cătălin Neamțu, Tony Grecu. Bă, și eu. Pic, dar asta nu e gașca cu care ați început da, și show-urile la...
Extra multifuncționalii la mall? Păi asta este show-ul multifuncționalii pe care l-am îmbunătățit și între timp ne-a venit ideea asta foarte mișto pentru că am scris niște texte pe zona asta și ne-am amuzat foarte tare, cel puțin când i-am povestit lui Tony Grey cu ce fac eu începând de la 5 dimineața, a zis numai gata, schimbăm tot, gata, eu zic din viața mea, asta facem, povestești cum te trezești tu și ce mai faci pe acolo, nu-ți spun de acum monologul. Foarte așa, tare, mie mi-a plăcut foarte tare ce ați făcut. Păi știu că ai fost la spectacol. Am fost la voi și mi-a plăcut mult de tot. Pentru că e un spectacol de comedie foarte, foarte viu, are și improvizații, are și monolog, are și sketchy, are tot felul de tipuri de comedie puse în același loc. Foarte fain. Și dacă ție ți-a plăcut și tu ești un om mișto, de ce nu l-ar plăcea și celorlalți? Eu sunt convins că o să le placă, mergeți că e foarte tare. Și mai lucrez la încă un proiect, un proiect de teatru foarte drăguț și chiar o să vin aici la tine împreună cu colegii mei, Marius Drogeanu și Ovidiu Cuncea, să îl prezentăm. Este în regia lui Bogdan Drăgulescu și se numește Eu am văzut-o primul. Fii atent. Da. Fii atentă. Da. Vrei să vorbim de spectacolul ăla? Care? Asta cu Eu am văzut-o primul. De ce? Crezi că ne bate Paul? Nu, ascultă-mă, vrei să vorbim de spectacolul ăsta? Dacă vrei tu. Aduci și afiș? Aduci și afiș. Uite-te în spatele meu. În păi spatele ce meu. Ce e în spatele? Spatele tău. Uite-te în spatele meu, aici e spatele meu. Da, ce e în am spatele? O cămară. Băi, mă sperii, băi, Cătălin, lasă-mă, băi, face vino că mă panichez. Din nou încoace, crede-mă. Hai, pe cuvântul ce meu de onoare. Ce e acolo cămară? E afișul uite-te meu? Uite-te și tu. Nu e afișul tău, dacă să fie afișul tău, ca să fii promovată. A, să-ți aduc aici în cămară. A, înțeleg. Păi, domnul Cătălin Măruță, dumneavoastră aveți senzația că eu mai uite. Am timp să și gătesc așa. Nu contează, e de undeva. Și... uite aici, aveți? Deci, Cosmina, mătuși, uite-te aici. Unchi de prin Moldova. Da? Ați auzit, gătiți pentru domnul Măruță și data viitoare eu mă înființez aici cu borcanele. Mămici, soacre. Ai prins repede, da, Jojo, asta îmi place. Uite-te, băi, aici, fata asta, se Cosmina mult. Adam, cântăreață de muzică populară, da. Tot din Moldova, da. Mi-a adus acest compot, băi, femeia l-a adus aici și fii atent ce viitoare. Fac eu odată. Știi cum e? Fii atentă. Oameni buni, a apărut un nou album de muzică populară, Cosmina Adam, are 15 melodii. Este un album pe care frumoasă vi le recomandăm. Frumoasă ca mine nu-i. Frumoasă ca mine nu-i. Pac, am pus aici. Când frumos. Vine data viitoare, mai aduci o țuică. Bine, problema este că dacă se apucă să să gătească tot. Nu, că nu reacționez așa de... Sunt obișnuită cu asta, colegii mei. Asta, băi, dar zgomotul ăsta îmi place mie cel mai tare. Da. Dar vreau să spun că dacă se apucă să gătească toată Moldova, nu mai ai loc în cămară, ce te faci? Trebuie uite-te la mine, să gătească toată Moldova! Da, am văzut că tot ai instinctul, doar că vrei să dai microfonul. Da, bune... bună ziua! Oh, ai făcut-o Doamne ajută! Pe aia, da. De 10 ani suntem aici zi de zi, oameni buni, cu dumneavoastră!